Bună ziua, copilaș! Bună ziua, copilaș! Fă-le cu mâna, ia fă-le cu mâna. Și eu vă fac cu mâna. Bine ați venit la noi pe canal. Filmăm aici jucăriile lui Marc din camera lui. Avem aici o ferbă făcută dintr-o combinație de jucării de Lego și de Playmobil. Și niște animăluțe și de la fermă, dar și din junglă. Și un elefant, și măgăruși. Și un deșert. Da. Aici este căluțul șef. El este șeful aici la fermă și are grijă de fermă. Da? Da. Hai, Marc. El o să fie musafirul nostru de la fermă. Este un măgăruș foarte isteț și jucăuș. Și de câte ori îl văd, ia uitați-vă la ochii lui ce ochi are. E așa de comic. Oh, are ochii strâmbi. Bun. Marc vine cu măgărușul la fermă. Bună ziua! Bună ziua! Bine ai venit la noi la fermă. Cu ce te ajută măgărușule? Eu n-am nicio casă. Păi nu prea mai avem pătuți pentru tine. Trebuie să găsim aici în fermă niște iarbă și... Stai așa un pic, o să găsim niște paie și să facem și ție un pătuț. Yay! Hai să vorbim cu elefantul să ne ajute să aducem niște paie. Elefantule, ne ajut să aducem niște paie? Nu știu cum face trompa, dar vine elefantul acum la măgăruș. Hei, măgărușule! Ce? Dar ce faci tu? Cum ai ajuns tu la noi la fermă aici? Am venit. Păi tu, de ce nu ți-ai adus patul tău de acasă? Eu n-am pat, eu n-am casă. Hai mai, elefantul, lasă-l în pace. Hai să-l ajutăm, găsim niște paie și facem un pătuț și pentru el. Da, că eu vreau un pătuț. Așteptați un pic aici că mă duc să aduc repede. Bine. Hai, da, le-am adus pe coarne. Le punem aici în fermă. Poftim. Bine. Poți să stai la noi în fermă. Dar... Eu nu stau pe picioare. Măgărușule, trebuie să vorbim ceva. Ce? Dacă vii la noi în fermă, noi avem aici niște reguli. Ce? Trebuie să ne ajungi la curățenie, trebuie să păzim ferma, să nu vină hoții, trebuie să adunăm mâncare pentru animăluțele mai mici și să dăm cu apă la flori. Bine? Bine. Ok. Hai să ne pregătim de noapte bună, să dormim. Hei, ce s-a auzit? Vai, ce cal e ăsta? E un cal schelet. Toată lumea, treziți-vă repede. A venit un cal schelet. Iha, iha! A venit și căluțul. Hei! E un cal schelet aici. Wow! Eu nu cred că e adevărat calul ăsta schelet. Ah, ia uite, un cal schelet, nu pot să cred. Eu mă sperii. Ia arată-ne, Marc, cum se sperie calul ăsta. Ăsta cum se sperie? Cum se sperie? Și fuge. A căzut. A leșinat. A leșinat. No. Vine și elefantul, calul schelet. De ce ai venit la noi la fermă? Eu sunt calul schelet rău. De ce ești un cal schelet rău? De ce? Trebuie să fii bun. De unde vii tu așa? Eu nu am piele. Încă doamne, nu mi-a făcut piele. Păi ce ai pățit? Nu știu. Ai pățit un accident? Nu, doamne, nu mi-a făcut piele. Așa te-ai născut tu? Da. Oi, foarte ciudat, este fioros. Nu mi-a făcut, doamne, încă piele. Acum o construiește. Ce faci aici la noi la fermă? Te rugăm să pleci, nu este loc pentru tine. Nu voi pleca. Eu voi sta aici și o să distrug ferma. Nu ai ce căuta aici. Iha, iha! Eu nu plec, nu puteți coni. Ei, nu. O să vezi tu că da, vom aduce taurul. Plăcata de luptă?
Da! Pop, 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 gata, gata, ajunge. Hai să vedem, să-l salvăm pe, pe văcuță, pe tăurașul. Ce-a pățit tăurașul? Imediat îl scoatem de aici să-l salvăm. Nu-l putem salva, e deja mort. Eu zic să plece, să plece calul ăsta, nu voi schelet. Pleca. Nu voi pleca. Neapărat. Ba nu. Hei, ce se întâmplă aici? Hei. Nu o să pot să mă distrug, eu sunt un cal elastic. Pleacă de aici, că nu sună schelet. Du-te de aici, poc, poc. Dar degeaba, nu poți să-mi faci nimic, eu sunt elastic. What? Cum poți face tu asta? Mie mi se vindecă orice rană. Te arăt cu piciorul. Și eu ți arăt cu ambele picioare. Atunci o voi chema pe mama ta, pe mama mea, și o să te cunoască. Ea e mai puternică decât mine. Te rog să pleci, să o chem, să chem pe cine vrei tu. Nu voi chema. Te primim la noi în fermă. Te-am păcălit, eu nu am mamă. Te primim la noi în fermă. Dacă ești cu minte și dacă te duci și culegi niște mere și dai la toată lumea mere să mâncăm. Promit, asta ne face. Hai, te așteptăm, du-te. Am adus de la mine de acasă. Trebuie să ne ajuți să-l facem pe tăuraș să-și revină. Cred că pot face să-l bandajez cu ceva. Hai, bandajează-l, te rog. Să-mi aduc, hârtia. Du-te și adu. Gata, l-am bandajat. Așa repede? Da. Parcă mă simt mai bine. Eu sunt încă supărat pe tine, caduțule schelet. Te rog să nu mai faci chestii din astea. E urât să lovești alte animale. Nu lovim alte animale, ne împrietenim cu ele. Bine. Eu mă duc să dorm, că sunt obosit. Bine. Și căruțul ăsta leșinat a rămas acolo, face nani și el. Hei, vine fermierul, văcuță! Tudu, tudu. Uite ce mașinuță are fermierul, văcuță. Bună, fermier, văcuță! Salut! Eu sunt un măgăruș. Ce s-a întâmplat la fermă aici? Am auzit multă gălăgie. A venit un caschelet. Unde a venit? Uite! Uai! N-am mai văzut așa ceva. De unde e calul ăla schelet? Hei, calul schelet, cum te cheamă? Eu n-am niciun nume. Îl cheamă doar cal schelet. Hei, ce zice să-i punem și lui un nume? Ăsta e numele meu, calul schelet. Hai să-i punem... Bones. Bones. Îi zicem bones, în engleză înseamnă oase. Calul oase înseamnă horse bones. Horse bones. Bine, îmi place numele. Horse bones. Bine. No, toată lumea la culcare, s-a terminat ziua. Mergeți la culcare, mergeți toate animalele. Toate animalele. Ti 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 ti. Bună. No, mulțumim că v-ați uitat la noi la filmul video. Da. Și vă mai așteptăm pe la noi. Și vă mai așteptăm pe la noi. Pa, pa, copii. Pa, pa, pa.